La Ministerul Mediului s-a semnat contractul care vizează extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare în Mehedinți. Aproape 100 de milioane de euro vor ajunge în județul nostru. CCS Comesa va fi operatorul regional și sunt mai multe aglomerări implicate. Și am înțeles că ați trimis deja la NREMAP documentația pentru contractul de servicii, asistență tehnică. Asta e bine, pentru că eu am cerut, nu pot să impun autoritățile locale să pornească cât mai repede, chiar din bani proprii. Vorbim de peste 200 de kilometri de extindere și reabilitare, alimentare cu apă și peste 200 de kilometri de canalizare. În maximum 3 luni de zile, reprezentanții autorităților locale vor începe implementarea proiectului. Implementarea va începe la jumătatea acestui an. Suntem în fază de lansare de licitații. A fost greu, n-a fost ușor, dar printr-un rod, este un rod al colaborării strânse între operatorul județean SCS Comiesa și Consiliul Județean, care ne-a acordat un sprijin deosebit în implementarea și finanțarea acestui proiect. Locuitorii din Gura Voiei, dar și din alte zone ale municipiului Drobeta, Turnul Severin, unde rețeaua de apă și canal este inexistentă, vor beneficia de aceste servicii de anul viitor. Proiectul va fi implementat atât la Drobeta, Turnul Severin, cât și în alte zone ale Mehedințiului. Vorbim de o creștere a rețelei de alimentare cu apă a județului cu 55% și o creștere a rețelei de canalizare cu 144%. În mod evident, crește standardul de viață al mehedințenilor. În plus de asta, această infuzie de capital de 70 de milioane de euro în județul Mehedinți nu numai că menține, dar va și duce la creșterea, la crearea de noi locuri de muncă, pentru că vorbim de șantiere la Vânjumare, vorbim de șantiere la Cușmir, vorbim de șantiere la Strehaia, vorbim de șantiere la Baia de Aramă și nu în ultimul rând în Severin și în zonele limitrofe Severinului. În câteva luni, Mehedinți urmează să implementeze un alt proiect care vizează managementul deșeurilor și acesta va fi finanțat tot de Uniunea Europeană.